Clipe grele pentru Laura Codruța Chioveși. Inspecția Judiciară a anunțat că a finalizat raportul privind rezultatele controlului la Direcția Națională Anticorupție. Documentele au fost trimise deja la instituția condusă de Chioveși. DNA are termen până pe 2 octombrie pentru a formula obiecții. Liliana Năstase vine cu mai multe informații. Bun găsit, Lili, ce se mai știe despre acest raport? Bun găsit, conform unor surse judiciare, raportul nu este foarte favorabil activității DNA. Mai exact, inspectorii inspecției judiciare ar fi găsit o serie de nereguli. Ei nu au făcut însă deocamdată propuneri privind sancționarea managementului instituției, ci au transmis raportul către DNA pentru obiecțiuni, urmând ca după data de 2 octombrie, când DNA va trimite obiecțiunile către inspecția judiciară, raportul să ajungă cel târziu pe 6 octombrie la secția de procuror din cadrul CSM, iar acolo se va lua o decizie finală, asta după ce inspecția judiciară va face și eventuale propuneri de sancționare. În cazul unor magistrați, acestea pot fi avertisment, reducerea din salariu sau chiar propunerea revocării din funcție. Deocamdată însă nu se știu date concrete din raportul inspecției judiciare și mai mult decât atât, primul control în ceea ce privește activitatea DNA cu referire la ordonanța 13 a fost amânat astăzi de către CSM pentru a fi discutat la o dată ulterioară, când și raportul privind controlul în cadrul DNA va fi făcut public. Mulțumesc foarte mult pentru informații, Liliana.